sugera cel puțin două direcții. Una, um, re autoanaliză, reflexie, introspecție, cu câteva întrebări de genul dacă ar fi să-mi pun pe hârtie visul vieții mele, care ar fi ăla? Mm. Ce mi-ar plăcea cel mai mult să se întâmple cu viața mea? Aș fi cel mai fericit dacă mm. um, aș simți că mi-am mi atins uh, obiectivele în viață, atunci când? Și completezi uh, completezi uh, propozițiile astea. Uh, de asemenea, uitându-te uh, făcând o analiză mai pragmatică. Unde se duce timpul meu? Unde se duc gândurile mele? Mm. La, uh, la ce visesc cu ochii deschiși? Uh, către ce canalizez energia mea? Adiel, mersi mult că ai venit cu drag uh, Adiel Studiezi și predici ev uh, Evanghelia și Biblia De vreo 30 de ani Aproximativ uh, Spune ceva Biblia despre bani Și dacă da, ce? <laughs> Biblia vorbește Surprinzător de mult despre bani Am câteva Repere în sensul ăsta Câteva numere cei care au făcut niște statistici în sensul ăsta spun așa: aproximativ 15% din învățătura lui Isus e legată de subiectul banilor și bunurilor materiale. 15% din tot ce învață Isus. Din cele 38 de parabole ale lui Isus, cel de 38 de pilde 16% vorbesc despre administrarea banilor și a resurselor și felul în care oamenii ar trebui să o facă. Întreaga Biblie conține peste 2000 de referințe la bogăție și prosperitate. Astea sunt mai multe decât cele referitoare la credință sau cele referitoare chiar la rugăciune, nu niște elemente um, fundamentale ale creștinismului. Așa că, da, Biblia vorbește foarte mult despre bani și um, bunuri materiale. Și, ok, A, am două întrebări legate de asta. De ce crezi că vorbește atât de mult despre asta? <laughs> Pentru că, pe de o parte a ne, ne investim majoritatea timpului în câștigarea banilor și a bunurilor materiale în administrarea lor gândiți vă ne plecăm de dimineață, plecăm la serviciu, 10 ore din timpul nostru are de a face cu resursele materiale. Sigur nu muncim doar pentru bani, dar mm -hmm. banii reprezintă un mobil important al muncii noastre. Venim acasă și administrăm bunurile pe care le avem, facem curățenie în casă, ne ducem la cumpărături, facem planuri legate de cum folosim banii. Deci, aș spune că majoritatea vieților noastre este despre bani și bunuri materiale. Nu avem cum să evităm asta, indiferent că că avem o postură sănătoasă sau nesănătoasă, hmm. toți oamenii petrec mult timp în preocupându-se de cele materiale pentru că suntem ființe materiale. Și atunci Biblia vorbește foarte mult despre asta și din punctul ăsta de vedere. Hmm. Mai mult decât atât. Dacă ne uităm în scriptură, banii și bunurile materiale sunt principalul, sau, în orice caz, unul dintre cei mai importanți competitori lui Dumnezeu pentru inimile noastre. Dumnezeu. Și banii sunt în competiție pentru inimile noastre. Acum, asta nu înseamnă că Dumnezeu și banii sunt pe picior de egalitate. Nu, nu, nu la asta mă refer. Dar, dar când e vorba de inimile noastre, inimile noastre tind să l înlocuiască cel mai des pe Dumnezeu cu bani și cu resurse materiale. Tindem să alergăm după ele mm. în loc să alergăm după Dumnezeu. Și atunci, Biblia vorbește mult despre asta pentru a corecta tendințele inimilor noastre. Mm. Ok. Și dacă ar fi să rezumi așa, într-o frază, două, care e mesajul Bibliei sau mesajul lui Isus despre bani? Sunt, aș spune că sunt două um, două laturi ale învățăturii Bibliei cu privire la bani. Pe de o parte, resursele materiale au fost create de Dumnezeu în, în, în stare bună, chiar și uh, alterate de păcat. Um, Lumea lui Dumnezeu și lumea materială și bunurile materiale sunt um, neutre în ele însele. Mm. Pot fi folosite într-un într mod sănătos sau pot fi folosite într-un mod nesănătos. Deci este e fațeta asta că, uh, pe de-o parte, bunurile sunt uh, uh, create de Dumnezeu și ele sunt neutre din punct de vedere moral, dar cealaltă parte este că inimile noastre tind să se tașeze într-un mod nesănătos. De, bunuri de bunurile materiale. Și atunci um, Biblia avertizează în dese rânduri cu privire la pericolele banilor și a bogăției și a raportării nesănătoase la bunurile materiale, că apropo nu trebuie să fii bogat ca să te raportezi nesănătos la bunuri materiale, ne spune uh, Iisus în Matei 6 să nu ne îngrijorăm, nu vă îngrijorați cu privire la ce o să mâncați, ce o să beți ce o să. Deci poți să ai o postură nesănătoasă cu privire la bunuri materiale și când ai și când nu ai. Mm -hmm. um, și de aceea, da, Biblia ne spune, sunt bune, dar sunt periculoase. Mm -hmm. Lucrurile materiale și banii și așa, sunt creația lui Dumnezeu, lucrurile materiale sunt creația lui Dumnezeu, banii sunt un derivat produs de oameni, da, cam da, mijloc da. de schimb, dar um, ele au prezintă un pericol pentru că inima omului tinde să se atașeze în moduri nesănătoase din cauza distorsiunii păcatului. Din noi? Și în loc să obținem de la Dumnezeu siguranța, um, 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 fericirea, sensul, de foarte multe ori oamenii tind să caute asta în resursele materiale. Mm -hmm. Și sunt, adică sunt cazuri așa de notorietate în da. sensul ăsta. Spuneți la un moment dat că Biblia oferă avertismente. Vrei să despachetăm puțin subiectul ăsta al avertismentelor? Sigur. Sunt. Biblia oferă o serie de avertismente cu privire la îmbogățire, spre exemplu. Spune că cei care vor să se îmbogățească, spune Apostolul Pavel, în scrisoarea lui către Timotei, cad în tot felul de capcane și pofte nesăbuite, care duc pe oameni la pierzare. Deci dorința de îmbogățire în ea însăși, care apropo e foarte prezentă în generația noastră, da? este, este prezentată ca un pericol de, de către Scriptură. Foarte interesant în, chiar în proverbe, deci mai, mai înainte de învățătura lui Isus, uh -huh. ni se spune despre, să văd dacă îl găsesc eu, am aici un material cu multe resurse și nu mi-aduc aminte exact proverbul, dar există un proverb în care vorbește despre, um, zice așa... În uh, Proverbe, capitolul 23, versetul 4. Nu te trudi să te îmbogățești. Ferește-te să ai o astfel de îndemânare. Îți zboară ochii după bogăție? El nu va mai fi. Căci sigur îi vor crește aripi și va zbura spre ceruri ca un vultur. Deci, în esență, ce spune versetul ăsta este mă, bogățiile sunt trecătoare, sunt perisabile, sunt, azi sunt, mâine nu sunt, cu toate că pare că ele sunt foarte traimice. Mm -hmm. um, dar uh, ele sunt perisabile și atunci a, a umbla după ele este, și, a, și a, a focaliza viața pe îmbogățire. a face din îmbogățire scopul vieții tale, este o capcană. Mm -hmm. uh, și în, în repetate rânduri, Iisus spune, nu vă strângeți comori pe pământ, în Matei 6, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le sapă hoți, unde le mănâncă rugina, să uh, uh, trăim într-o lume în care bogățiile astea, oricât de trainice par, ele sunt perisabile. Și dacă nu sunt perisabile în sensul că o să le pierd până mor, le pierd când mor. Nu, deci, nu, nu sunt cu termen de expirare. Mm. Nu, nu durează cât durează viețile noastre, care <laughs> La Biblia spune că durează veșnic. Da, uite, în același timp ai zis de proverbe. Proverbe scrise de Solomon, care a fost unul dintre cei mai bogați oameni Ever. Uh, și ceea ce cu atât mai mult uh, pare să fie interesant că vine din gura lui. Uh, cum? Adică. Ok, pe de-o parte, zice să nu strângi comor pe pământ, dar în același timp vezi în bibliogramadă de oameni lui da. Dumnezeu care aveau comor pe pământ. Adică da. cum le bine pe astea două? Sunt multe nuanțe. Hai să o luăm așa pe rând. O da, sunt foarte mulți oameni al lui Dumnezeu care au fost bogați și asta nu a fost un lucru rău. Din potrivă, ni se spune despre Afram că Dumnezeu l-a binecuvântat, ni se spune despre Iov că Dumnezeu l-a binecuvântat. Deci, a fi bogat nu este o problemă. Așa cum a fi sărac nu este o problemă. Există două extreme în învățătura asta despre resurse din, așa zisă perspectiva Bibliei, dar sunt două distorsiuni. O, o teologia prosperității, care spune că dacă ești bine cu Dumnezeu, atunci trebuie să o duci bine financiar, mm -hmm. și o teologia a sărăciei, care spune nu, adevărații oameni spirituali sunt oameni săraci. Și niciuna dintre ele nu uh, acoperă bine realitatea, pentru că au fost oameni bogați care au, fost, um, au avut o relație exemplară cu Dumnezeu și au fost oameni săraci care au avut, au, avut, au avut o relație exemplară cu Dumnezeu. Au fost oameni bogați care nu au avut nicio treabă cu Dumnezeu, au fost o săraci care. Așa că um, starea materială a cuiva nu este un indicator al nivelului de spiritualitate. Asta o dată. Mm -hmm. um, un al doilea lucru. Una este să ai resurse materiale și alta este să faci din a, a bogăție scopul vieții tale. Mm. Uh, și asta e o diferență mare. Deci mai degrabă de atitudine de inimă decât. Atitudine de inimă și scop de viață. M -m -m -m, de asemenea, la, la, hai să intrăm un pic în, ex, în exemplul lui Solomon. Că exemplul lui Solomon e unul cu multe nuanțe și cu umbre și cu lumini. Solomon începe foarte bine. Solomon începe uh, cerându-i lui Dumnezeu ceea ce era cel mai important, și anume înțelepciune pentru a-și desfășura bine rolul. Pe care Dumnezeu i-l a dat de conducător al poporului Conducător al poporului care presupunea și să funcționeze ca judecător pentru cazurile cele mai complicate Și atunci Solomon pornește bine, nu cere nici bogăție, nu cere nici viață lungă Ci cere înțelepciune pentru ca să-și facă bine, să-și îndeplinească bine chemarea mm. Foarte frumos um, început al vieții lui Solomon Și ca urmare, dumnezeu Dumnezeul binecuvintează și îi dă pe deasupra și viață lungă și dă și bogăție. Dar aici, partea asta cu bogăția este este din nou cu, cu nuanțe, cu umbre și lumini. Pentru că, pe măsură ce Dumnezeu îi dă lui Solomon favoare, pare să că Solomon este captivat de zona asta a îmbogățirii. Mm. Dacă ne uităm în narațiunea biblică, la început ni se spune despre Solomon că um, avea bogății și că lucrurile mergeau bine și că Dumnezeu l-a binecuvântat și că întreg, întreg Ierusalimul prospera împreună cu el și că toți aveau o viață pașnică și liniștită și fericită și cumva binecuvântarea este peste tot poporul. Mm. Apoi ni se spune că Solomon strânge. Uh, comori incredibile, Au, argintul nu făcea doi bani la Ierusalim pentru că maurul era valoros acolo, A, așa de mari erau bogățiile, face comerț, aduce pe unde, face dezvoltări imobiliare, incredibil ce, ce, ce dezvoltă, face comerț cu locuri îndepărtate, aduce aur, construiește incredibile uh, întreprinderile lui Solomon, uh, aduce cai din Egipt, ni se spune, pare că își îmbogățește armata, uh, are o mulțime de neveste și toate astea par a fi prezentate într-o manieră triumfalistă. Dar este, de fapt, un mod ironic al autorului biblic de a spune că Solomon nu ia pe o pantă greșită. Pentru că prin toate lucrurile astea, el încalcă toate pri, uh, cele trei stipulări ale legii împăratului. Ni se spune așa despre împărat, că nu trebuie să aibă multe neveste, că nu trebuie să se întoarcă în Egipt să-și aducă, să aducă de acolo cai, ca să se încreadă caii din Egipt erau Într-un fel, F-35-urile americane Aha. de pe vremeaia, da, Aha. cele mai puternice arme, da, da, caii da, da. și carele din Egipt. Spune, nu te duci și aduci cai din Egipt ca să te bazezi pe caii și călăreți și armă, te bazezi pe mine, mm. și să nu se îmbogățească, să nu strângă comori excesiv de mari. Solomon le face pe toate. Finalul vieții lui Solomon îl, îl prinde cu bogății și mai mari. Dar ni se spune că el strânsese. Nu ni se mai spune nimic despre Ierusalim. Din potrivă, când vedem la, la urmașul lui, la Roboam, vin oamenii și spun: Tatăl tău a pus pe, pe, pe spinarea noastră poveri incredibil de mari. Și asta însemna taxare foarte mare? Solomon se îmbogățește, da, pe baza întreprinderilor lui comerciale și construcții și așa mai departe, dar și pe baza taxării semnificative a oamenilor. În așa fel încât, popor. Exact, mm -hmm. în așa fel încât consecința taxării este, este că la, în, la începutul domniei urmașului lui Roboam, împărăția este divide. Mm. Pentru că el n-a tratat poporul într-un mod și, generozitatea pe care Dumnezeu a, a avut-o față de el, el nu a dat-o mai departe. El a strâns totul -a făcut în gălet. dreptul lui. <laughs> și atunci Solomon e un exemplu de... Mm de om care începe foarte promițător, începe bine, dar sfârșește prost, chiar dacă pare că el merge în sus, de fapt, e realitatea că merge în jos. nu că e un bun studiu de cază, Solomon. Deci banii te schimbă până și pe Solomon, nu? Da, banii au capacitatea să te schimbe. Îmi amintesc un interviu la un podcast... Uh, uh, nu, Parca lui Morar era În fine uh, Intervieva o, o femeie Una dintre cele mai bogate femei din România Și i-a pus întrebarea asta Cunoașteți oameni care au fost schimbați de bani? La care ea zice Da, toți <laughs> Mi s-a părut Mi s-a părut șocantă cumva, cumva afirmația Dar acum povestind și tu Exemplul ăsta Are sens că te fură mirajul ăsta Da cum, cum ai putea să-ți faci o autoanaliză? Cum ai putea să vezi dacă ești pe panta asta uh, în care ești mânat de bani? Uh, pentru că uneori nu, nu faci conștient, adică mm -hmm. nu, nu cred că e o chestie flagrantă, sau cred că sunt mai puține, să zic, cazurile unde e o chestie flagrantă, evidentă pentru toți din jur, o chestie afirmată și confirmată de mulți, în care trăiești și ești foarte conștient că ești pe traiectoria asta. Cum? Cum poți să, să te autoevaluezi într-un mod mai. nu știu, realist să zic mm -hmm. când lucrurile nu sunt atât de uh, grave sau atât de avansate. Aș sugera cel puțin două direcții. Una, uh, re, autoanaliză, reflexie, introspecție, cu câteva întrebări de genul. Dacă ar fi să-mi pun pe hârtie visul vieții mele, care ar fi el? Ce mi-ar plăcea cel mai mult să se întâmple cu viața mea? Aș fi cel mai fericit dacă. Mm. Aș simți că mi-am mi atins obiectivele în viață atunci când. Și completezi. completezi propozițiile astea. De asemenea, uitându-te. făcând o analiză mai pragmatică. Unde se duce timpul meu? G unde se duc gândurile mele, mm. la, um, la ce visesc cu ochii deschiși, um, către ce în canalizez energia mea. Acum, cu toții, sigur, muncim și, dacă e să ne gândim așa, cel puțin 8 ore se duc înspre muncă. Dar, din nou, când muncesc, pentru ce muncesc, ce mă, ce mă mână în luptă, ce mă mm. um, muncesc acolo pentru că, sigur, am nevoie să de resurse ca să-mi întrețin familia, să-mi întrețin viața, dar. Um, sunt acolo în primul rând pentru bani? Sunt Și mă gândesc, ok, cum pot să sar la următoarea treaptă ca să câștig mai bine? Și cum pot să mă duc la următorul job ca să... Ce, ce mă mână și în muncă? Mm. Ce mă mână în timpul liber? Ok, ce fac cu timpul liber în afara muncii? Uh, la ce mă gândesc? La ce visez? La ce? Deci asta pe de-o parte. Aș zice că un alt lucru, oamenii de lângă noi pot să ne spună despre ce sunt viețile noastre mm. uh, dacă ești căsătorit soțul, soția uh, prieteni apropiați, părinții dacă ești mai locuiești cu părinții sau părinții sunt apropiați de tine ca familie uh, oamenii cu care petreci timp ei ce spun despre tine uh, și, și despre postura ta vis-a-vis -vis de bani și resurse materiale uh, un alt indicator este cât de mult din ceea ce uh, câștigi din ceea ce primești de la Dumnezeu, dăruiești. Hmm. Asta ar fi un alt indicator. Și cum ar trebui să fie indicatorul ăsta? Dacă ceea ce se duce înspre alții este un procent semnificativ, aș zice că e un indicator de bine, nu e singurul, dar. Și zice hai, că hai să vorbim un pic mai pe concret. Ce, ar însemna, ce ar însemna un procent generos, ce ar însemna un procent uh, zgârcit. Eu cred că aici depinde foarte mult și de suma absolută pe care o câștigi ca o persoană. Uh -huh. Adică, de exemplu, dacă o persoană câștigă, azi suntem în București, anul 2022. Dacă o persoană câștigă 1000 de euro da, um, și dă 20%, uh -huh. este un procent foarte, adică un procent generos, eu aș zice. Uh -huh. Uh -huh. Um, dacă mai are și um, 2-3 copii și este singurul care muncește, aș zice că este chiar foarte generos. Mm -hmm. um, dacă ești singur, uh, ești, lucrezi într-un domeniu bine plătit, precum este IT-ul în zilele mm -hmm. noastre, și câștigi acolo 5.000 de euro și, și dăruiești 20%, eu aș zice că e o sumă generoasă, dar uh, se poate mai mult. Mm -hmm. um, dacă Um, deci depinde uh -huh, uh -huh. Depinde uh, Sunt mai multe elemente Depinde de situația în viață, depinde de nivelul de cheltuiel Depinde de Ok, dacă ai Casă și uh, E plătită, să zicem Și copiii ți plecați de acasă Să zicem la uh, 50-60 de ani Și ai un venit consistent probabil că acolo generozitatea arată diferit, mm -hmm. pentru că nu mai ai așa de multe rate și alte condiționalități și alte cheltuieli și alte solicitări și atunci um, din, din resursele tale mai multe se pot duce înspre a-i binecuvânta pe alții. Deci aș spune că numerele sunt uh, sunt un, un indicator, dar nu singurul. Mm -hmm. Celelalte componente, uh, să zic, uh, ale situației tare în viață contează, mai contează, de asemenea, inima. Se spune în Scriptură că pe cel ce dă cu bucurie, Apostolul Pavel zice că pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Deci atitudinea de inimă cu care dăruiesc iarăși este un indicator. Dacă, dacă dăruirea e bucuria mea, e de bine. E, dacă bucuria e, dă, dăruirea este, oh, a venit momentul în care trebuie să dăruiesc și este o povară, uh -huh. iarăși spune ceva despre inima mea. Bun, hai să presupunem că îți faci autoanaliza asta și ieși rău sau Așa. îți vezi tendințe în care uh, da, nu, nu, te califici să zic. Ce, cum poți lupta împotriva, împotriva chestii astea? Adică ce... Uite, că apropo, ăsta e un verset în care, cum zic, o chestie personală, uh, în care, ok, când dai să dai cu bucurie, pe mine uneori m-a făcut să nu dau asta, că era, dacă n-am bucurie și oricum nu se pune cum ar veni, atunci Mă lăsăm așa. Am înțeles. Adică, nu, nu cred că singur care a gândit -o în felul ăsta. Mm -hmm. um, Dar tot din, din experiență personală, uneori e și o decizie, Adică uneori mm -hmm. pentru mine, adică, decizia de a da, mi-a condus inima în a exact. se bucura la un moment dat. Um, Antrenamentul dăruirii nu se poate face fără a dărui. <laughs> Cum devin un dăruitor profesionist? Păi, așa cum devin un fotbalist profesionist Joc fotbal până când voi juca mai bine da, da, da. Așa și cu dăruirea Dăruiesc până o să dăruiesc mai bine A nu dărui nu mă face un dăruitor Mai, mai bun Deci este destul de, destul de evident Mai povesteam cu cineva și vorbeam despre uh, Vorbeam despre asta Pericolul legalismului cumva Că să nu faci lucrurile din obligație Și tendința persoanei era să nu le facă deloc și cumva asta era bă, Nu e că este o capcană să nu le faci deloc pentru că nu le faci bine. Nu, fă-le până când o să ajungi să le faci mai bine, ca așa o să mm. devii mai bun în domeniul mm -hmm, mm -hmm. respectiv. Și așa, întrebarea ta e cum devii mai, mai generos. Da, și asta e un, e un exercițiu. Da, deci, exercițiu dăruirii, da. exact. Pentru că, gândește-te, Cosmin, suntem... Ok, eu nu, nu dăruiesc deloc, da? Mm -hmm. Și aud în podcastul ăsta că Dumnezeu mă cheamă să dăruiesc. Bă, și mă apuc să dăruiesc, nu știu, mă apuc să dăruiesc bisericii locale, să zicem, în care poate fost parte, dar nu am dăruit niciodată. Uh -huh. Păi, odată ce încep să dăruiesc, și dacă mai ales dacă dăruiesc o sumă care mă, pe care o simt, uh -huh. o să mă intereseze ce se întâmplă în Biserica Locală. <l> și o să vreau să văd, ok, uh -huh. care sunt proiectele Bisericii Locale, ce susținem cu resursele pe care le colectăm împreună. Și află, aflu că susținem eu știu ce proiect de uh, binecuvântare a oamenilor, copiilor care nu au o familie. Uh -huh. Și încep să zic, ah, ok. Mă, vreau să știu mai multe despre uh, zona respectivă, mm. pentru că eu, prin Biserica Locală, cu resursele mele sau poate în mod direct cu resursele mele, uh, binecuvântez o organizație, o cauză care rezonează cu inima lui Dumnezeu. Și atunci în, începe să mă intereseze tot mai mult și să fiu expus tot mai mult la ce se întâmplă acolo. Fiind expus la ce se întâmplă acolo, inima mea se schimbă. De, pentru că Iisus spune acolo unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Acolo unde se duc banii mei, inima mea îi va urma. Mm -hmm. Așa că dacă banii mei se duc în direcțiile și în cauzele împărăției lui Dumnezeu, inima mea va urma cauzele împărăției lui Dumnezeu. Și inima mea se va, va fi încântată de cauzele împărăției lui Dumnezeu, de cauza bisericii locale, de cauza pă, copiilor orfan, de cauza săracilor și așa mai departe. Și atunci inima mea începe să simte, să simtă Ceea ce. Um, pe, pentru lucrurile pentru care simte Dumnezeu. Și atunci inima mea se schimbă în asemănarea cu Hristos. În esență, asta se numește mm -hmm. ucenicie. Eu sunt schimbat să mă asemăn cu Dumnezeu. Cum? Dăruind, Pentru că inima mea urmează banii mei. Mm -hmm. Și atunci, a dărui este ce, uh, lucru cel mai important pentru a deveni. Un om generos. Nu pot să devin un om generos fără să încep să dăruiesc. Indiferent că dăruiesc așa, la început, cu greutate și greu se deschide portofelul, și ezit în fața clicului <laughs> din aplicația bancară pe care am și așa mai departe, să încep să dăruiesc. Mm -hmm. Aș spune eu, complementar cu asta, e important să asum o postură de administrator. Biblia vorbește foarte mult despre faptul că Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor, al Domnului este pământul, cu mm -hmm. tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, nu? Ale lui sunt vitele de pe o mie de dealuri și asta nu înseamnă că doar de pe o mie de dealuri, asta e o formă <rătă> simbolică de a spune că de pe toate dealurile, <rătă> restul nu sunt ale altcuiva. Dar deci, lui Dumnezeu aparțin toate lucrurile. El a creat lumea asta și el ne-a oferit-o spre administrare. Dumnezeu îi dă pământul lui Adam și Evei și urmașilor lui, ca să îi poarte de grijă să-l administreze, dar pământul lui îi aparține lui Dumnezeu. Așa că a înțelege că toate lucrurile pe care eu cred că le dețin, nu le dețin, ci altcineva le deține, sunt pentru, chiriași. Exact. Sunt chiriași. Pentru că am venit gol pe lumea asta, mm. da? Și plec, da, îmbrăcat în niște haine, dar fără ele, da? Plec tot mm -hmm. fără nimic. Atunci, tot ce mi se dă și tot ce am de, toate lucrurile de care am parte în intervalul ăsta, îmi sunt încredințate înspre folosire o perioadă limitată. Și atunci, postura de administrator e foarte diferită de cea de proprietar. Atunci când sunt proprietar, fac ce vreau cu bunurile mele. Mm -hmm. nu, mă, nu trebuie să întreb pe nimeni. Sunt banii mei, sunt, dacă vreau să-i risipesc, dacă vreau să-i cheltuiesc, dacă vreau să-i investesc, treaba mea. Atunci când eu sunt administratorul bunurilor altuia, eu trebuie să văd ce vrea proprietarul să fac cu bunurile respective. Și atunci mă duc să, să înțeleg, ok, cum vrea Dumnezeu să administrez bunurile? Că nu pot să le administrez așa cum vreau eu. Și, 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 și nu e vorba doar de când e vorba de Dumnezeu, nu e vorba de uh, opțiuni și de uh, capricii și de Dumnezeu vrea să-i administrez bunurile în modul care este cel mai sănătos, care este mm. cel mai de bine pentru mine, pentru ceilalți și îl onorează pe el și tot, tot pachetul. Și atunci... Asta e a doua uh, practică esențială pentru, pentru a antrena inima mea. Să-mi dau seama, stai puțin, că nu sunt proprietar. Hmm. Nu sunt proprietar, ci sunt administrator și atunci trebuie să să folosesc ceea ce mi s-a încredințat în acord cu ceea ce îmi spune proprietarul, ceea ce își dorește proprietarul. Pentru că la final o să dau socoteală apropo despre administrarea asta. Ce am făcut cu toate lucrurile pe care mi a dat Dumnezeu. Și asta se referă la uh, bunuri materiale, dar se referă la timp pe care le avem cu toții în mod egal 24 de ore pe zi. Mm -hmm. Asta se referă la talente și înclinații uh, pe care Dumnezeu le-a pus în noi și, în esență, tot pachetul vieților noastre. Mm -hmm. Dar aici vorbim despre mm -hmm. bani și bunuri. Ok. Hai să mergem în zona de stil de viață, când... Uh... Um, ok, am povestit destul de mult de zona de dărnicie, e clar că aici, aici e loc de antrenament pentru da, fiecare în parte. Toți avem nevoie de antrenament și de creștere aici. Uh, ce facem cu zona de stil de viață? Cum îmi iau decizii uh, financiare? Spuneai puțin mai devreme de extremele astea, de teologia sărăciei și a prosperității. Cum îmi iau ca un bun creștin ar trebui să merg cu Dacia Logan toată viața nu știu, e ok să merg într-o anumită circunstanță și să-mi iau Lamborghini uh, cum adică există în scriptură ceva limite de, băi, comportă-te nu știu în, într-un anumit interval sau sau, da cum, cum prezintă Biblia zona asta avem o plajă destul de largă de um, stiluri de viață. Mm -hmm. Apostolul Pavel însuși spune: uh, M-am deprins să trăiesc în sărăcie și să trăiesc în Belșug, mm -hmm. să am de toate și să n-am nimic. Um, așa că nu este un stil de viață uniform pe care ar trebui să-l aibă creștinul, ci. Stilul de viață la care ajung este rezultatul unui complex de factori. În primul rând, dacă mă uit, de exemplu, la Avram, Avram a fost binecuvântat de Dumnezeu și a avut resurse foarte mari. Mm -hmm. um, și îl menționăm pe Iov, David, însuși. Um, așa că vedem oameni cu resurse uh, financiare semnificative în în scriptură. Oameni care l-au iubit pe Dumnezeu, oameni care sunt modele. Uh -huh. În același timp, vedem oameni care uh, au dăruit tot ce aveau. Vedem că la început, biseric, în Biserica de la Ierusalim, este o situație în care fo foarte mulți nou convertiți, foarte multe nevoi, uh, foarte mulți săraci, văduve, Uh -huh. Și răspunsul bisericii este că oamenii în mod voluntar își vindeau proprietățile și puneau banii la picioarele apostolilor, puneau lucrurile acum pentru ca cei care nu aveau de niciunele să fie ajutați. Așa că um, ideea asta de stil de viață uh, la care ajung este pe de o parte rezultatul unor factori obiectivi, și pe de altă parte, hai să punem așa două categorii. O oală de factori obiectivi și o oală de factori subiectivi. Hai să, în, în, în oala asta de factori uh, obiectivi, întrebări de genul care este venitul meu? Okay? Stilul meu de viață ar trebui să reflecte venitul meu. Uh -huh. uh, sau ar trebui să fie sub venitul meu. Uh, uh -huh. că pot poți aleg să am un stil de viață semnificativ sub venitul meu, dar numai în înalt de venitul meu. Dar dacă venitul meu nu-mi permite, dacă am, așa cum spuneam, un salariu de um, 1000 de euro, în București, în anul 2022, este o nesăbuință să-mi fac un credit ca să-mi cumpăr un Lamborghini, pentru că visul meu de viață a fost să conduc un Lamborghini. Uh -huh. uh, asta o să mă îngroape financiar, deci este o, o nesăbuință. Așa că veniturile mele vor dicta și stilul meu de viață, uh -huh. sunt totdeauna sub, da, stilul de viață sub venituri. <coughs> Care sunt nevoile, iarăși, familiei? Dacă sunt singur sau dacă am patru copii, o să fac o mare diferență între cum voi cheltui resursele. Deci, înțelepciunea și bunul simț ne ajută în stabilirea unor repere în funcție de condițiile, mm -hmm. o să zic mm -hmm. obiective. Mm -hmm. Pe de altă parte, aș spune că sunt și elemente subiective. Mi-aduc aminte, unul din profesorii mei la școală spunea, zice. Um, avea, era în vârstă, aveam de 70 ceva de ani. Uh, Copiii plecați la fiecare la viață cu viața lui și spunea: uh, Eu conduc o mașină de, de vreo 25 de ani vechime, dar încă merge. M-am gândit de multe ori să o schimb, dar am zis: merge, mă duce din punctul A în punctul B și apoi înapoi. N-are sens să -o schimb. Uh, mai bine dau banii către emisiuni Uh, mă uit la dulap, dulapul meu ăla am de nu știu câte zeci de ani. Îmi ține ciorapii, am cămășile, toate, nu cad, nu așa. Păi, de ce să schimb dulapul? Las dulapul ăla pe care l-am și banii îi dau înspre nevoile altora. Și mi s-a părut foarte așa, m-a fasc fascinat să ascult procesarea lui, ne deschisese cumva ușa în procesarea lui interioară, vis a -vis de cum folosește resursele. Și cea mai mare parte a resurselor lor erau înspre misiune, înspre înaintarea Evangheliei, înspre binecuvântarea altora, dar nu pentru că cineva spunea că toate resursele lui trebuie să se ducă acolo, ci era o alegere personală. Aha. Era o alegere în care omul spunea: Păi, eu cu asta simt, eu, eu asta vreau să se întâmple cel mai mult prin, prin viața mea, eu la asta vreau să contribui, asta mi acolo îmi bate inima și atunci acolo. Acolo duc lucrurile astea, nu mă constrânge nimeni, nimeni nu mi-a zis că nu trebuie să mi cumpăr un frigider nou, nimeni nu mi-a zis că nu trebuie să îmi schimb mașina. Uh, acum, uh, cineva ascultând s-ar putea să zică, o oh, simte vinovat, să zică, ah, păi eu nu sunt acolo, eu tocmai mi-am schimbat, <laughs> <m -am> schimbat <laughs> da, mașina, da, da. mi-am uh -huh. schimbat mobila în dormitor uh -huh. și mobila cealaltă nu era chiar rea, dar se cam... Mai învechise și sigur că mai putea să țină ține și uh -huh. <laughs> dar, dar mi-a plăcut să am una nouă. Okay, nu cred că ar trebui să mă simt vinovat, dar în același timp, postura mea ar fi să, să, să fie de învățare. Wow, cu, cum e omul ăsta și cum e inima lui și cum pot și eu să cresc, pentru că hmm. ne dorim să fim, să simțim tot mai mult cu ceea ce simte Dumnezeu. Și ne dorim să să contribuim la cauzele. Care sunt în, în, în linie cu inima lui Dumnezeu. În același timp, Dumnezeu ne-a făcut ființe care apreciem frumosul și ne place să investim în ceva care este uh, drăguț și ok, ne aranjez camera în care locuiesc sau apartamentul în care locuiesc și să fie uh, curat și frumos și drăguț și estetic și, și sigur, toate astea cer resurse. Uh -huh. uh, nu ne pune nimeni cuțitul la gât să ne oprim și să ne spună nu că asta este greșit. Aș zice că depinde de nivelul nostru de maturitate, depinde de nivelul nostru de uh, dedicare și de înțelegere a misiunii lui Isus și a, a chemării noastre de a fi parte din misiunea lui în lume. Uh, fiecare suntem pe un drum de, de învățare și de maturizare și de creștere în asemănarea cu Isus. Hmm. Și atunci aș zice, de acolo de unde suntem, să căutăm să creștem, să ne dorim să fim mai asemănători cu El și să-l întrebăm pe, El, Doamne, vreau să mă asemăn mai mult cu tine. Ce mă chem să fac? Cum mă chem să folosesc resursele? Și asta e un alt element, iarăși, de, de umblare a noastră la pas cu Isus. Și de dependență de El în deciziile financiare. De, da, mă uit la inima mea, mă uit la, dar mă uit la, la ce, ce vrea Dumnezeu să. Cum vrea Dumnezeu? Că El este proprietarul. Eu uh -huh. sunt administratorul. El îmi dă multă libertate. Dar dacă merg la El și și cer sfaturi mai precise și cer îi cer să mă conducă. Cu siguranță, el o va face. Uh -huh. Așa că ar trebui, cred, să acționăm ca, ca ucenici. Ca ucenici care creștem, așa cum creștem în cunoașterea scripturii și rugăciune, așa ar trebui să creștem și în felul în care ne administram finanțele. Uh -huh. Și cred că este e un drum de o viață. Uh -huh. Sigur, eu nu mă comparam. Eu aveam 23 de ani, omul avea 70 de ani și mă uitam cu admirație la el și mi-ar plăcea să ajung într-o zi. Cu inima mea, așa, de vedem că inima mea nu era acolo. Da, adică, zi. eu mi-aș fi schimbat și fonierul, și mașina, dacă a -a așa, 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 aveam posibilitatea. Mm -hmm. um, da, deci e o călătorie. Mm -hmm. Deci, sumarizând un pic, stilul de viață e o chestie ce ține de destul de mult și de factor subiectiv, să zic. Mm -hmm. uh, nu poți să te uiți la unul că conduce, nu știu, ultimul model de BMW și să zice a. Asta nu i creștin bun că are ultimul model no. de BMW. Nu, depinde de inima lui. Cine știe câte BMW-uri, echivalentul a BMW-uri s-au dus înspre lucrarea misionară sau înspre binecuvântarea bisericilor locale sau eu știu ce. Nu știu ce, cum a folosit el resursele, dar el va da socoteala înaintea lui Dumnezeu. mm, -hmm. mm -hmm. da. Mi-am tot așa când, când eram pe la un nu știu, în jur de 20 de ani, țin minte că o persoană așa marcantă în creștinismul evanghelic din București, din București, din România, le-am văzut la o conferință coborând dintr-un ultimul tip, atunci a Tiguan. Mama a scăzut în ochii mei instantaneu. Mintea mea peste Scoda Octavia n-aveai voie ca și creștin. Era, era și aia second să se -nteleagă. Era un prag, nu puteai să te duci așa oricum, știi? Da. Aba, na, nu știu detaliile, dar ironia sărții face că acum eu conduc în Tiguan și de fiecare dată mi-amintesc de fază. Dar nu. E second și e așa. Bun. Adel, aș opri aici întâlnirea asta, dar cu siguranță vreau să mai avem una în care să povestim despre zona de economisire, investiții și să vedem ce spune, ce spune Biblia și despre subiectele astea. Ok. Mersi mult! Cu drag. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, nu uita să-l ceruiești cu cineva. Dacă vrei să ne ajuți și mai mult, Scrie ceva în comentarii. Asta ne va ajuta mult. Ciao, ciao și pe curând!